Isteria în masă poate lovi aproape oriunde, atâta timp cât există un grup de oameni gata să cadă într-o amăgire colectivă. Deși e ușor să te uiți înapoi în retrospectivă și să râzi de tot, aceea a fost o lume complet diferită pentru cei implicați. Isteria în masă seamănă mult cu un dezastru natural, devastator și lasă în urmă o mizerie de curățat. Iată 8 cazuri nebunești de isterie în masă. Călugărițe care se comportau ca pisicile. În timpul evului mediu, un caz derutant de isterie în masă a cuprins o mănăstire relativ retrasă din Franța. Incidentul a început cu o călugăriță mieunând ca o pisică, iar restul mănăstirii a urmat-o curând. Grupul mieuna împreună multe ore în anumite momente ale zilei. Acest lucru i-a derutat și înfuriat pe locuitorii cartierului din jur călugărițele și au încetat în cele din urmă miunatul după ce soldații care au fost trimiși la mănăstire au amenințat că le vor biciui. Un caz similar a cuprins și o mănăstire din Germania când o călugăriță a început să-și muște colegele, ulterior a declanșat o epidemie de mușcături care s-a extins la alte mănăstiri și biserici și a ajuns până la Roma. Comportamentul bizar al călugărițelor ar putea fi pus pe seama credinței intense în supranatural. Cu viețile lor închise și așteptările religioase rigide erau cele mai vulnerabile la episoadele de isterie. Marea frică la începutul Revoluției franceze, o panică generală a lovit țăranii din mediul rural după ce au auzit zvonuri despre un presupus plan al aristocrației de a folosi armata pentru a jefui satele și câmpurile. Paranoia a umplut atmosfera în timp ce unele persoane și chiar turmele de animale erau confundate cu brigăzi ale aristocrației. Pentru a se proteja, sătenii au format miliții în armate, o mișcare care nu a făcut decât să agraveze problema. Milițiile în sine erau adesea confundate cu armata aristocrată de către satele vecine când se întâmpla să patruleze în apropiere. Unele miliții au contribuit și la mai mult haos, atacând și incendiind casele și câmpurile deținute de nobili. Abia când a devenit clar că nu există un astfel de complot aristocratic, țăranii s-au liniștit. Întregul episod a lăsat clasa conducătoare cu o frică de țărani încât au aplicat în grabă o serie de reforme pentru a-i potoli. De fapt, Marea Frică a devenit catalizatorul care a abolit vechea ordine socială a Franței, o mișcare care a fost simțită în întreaga lume. Atacurile extratereștrilor indieni din 2002. La doar un an după cunoscutul caz al lui Monkey Man din Delhi, o altă ființă misterioasă a intrat în lumina reflectoarelor indiene cunoscută sub denumirea de Munocea sau zgârierea feței, ființa se presupune că își are originea în statul Uttar Pradesh, din nordul Indiei, și se spunea că lasă urme de arsuri sau zgârieturi pe fețele și extremitățile victimelor sale. Se presupune că a provocat moartea a foarte mulți oameni, ceea ce a determinat pe săteni să formeze grupuri de justiție și să se revolte împotriva ceea ce credeau că e lipsa protecției poliției. Tulburările au devenit atât de răspândite încât Guvernul Național a trebuit să intervină și să trimite agenți să investigheze cazul. Înainte de investigații au existat teorii bizare despre originile creaturii. Una dintre acestea a fost credința poliției că această creatură era o dronă asemănătoare insectelor folosită de agenții pakistanezi pentru a spiona oamenii. Cu toate acestea, oamenii de care au investigat cazul au explicat că temutul, muhnocea, nu era altceva decât un fulger cu minge, un fenomen natural care apare adesea în perioadele lungi de secetă și poate arde la contactul cu pielea umană. Epidemia de tresărire din Louisiana, 1939 în primăvara anului 39, o școală din Louisiana a experimentat un caz masiv de trăsărire în rândul elevilor săi. Epidemia a început după ce o fată a experimentat zvâcniri incontrolabile la piciorul drept în timpul dansului anual de întoarcere la școală. Atacurile fetei s-au agravat considerabil în săptămânile următoare. La mai puțin de o lună mai târziu, prietenele și colegele ei de clasă au început de asemenea să aibă episoade de tresărire. Sosirea părinților frenetici care și-au luat copiii nu a făcut decât să alimenteze temerile studenților cu privire la boala zvâgnirii și a provocat o fugă masivă la scurt timp după aceea. A fost nevoie de o săptămână întreagă pentru ca lucrurile să se calmeze în sfârșit. A fost ceva în apă, în aer, pentru anchetatorii care au studiat, cazul nu a fost altceva decât căutarea atenției de către o fată îndrăgostită. Pacienta Zero, o fată pe nume Helen, era o dansatoare slabă și își făcea mereu griji că și-ar putea pierde iubitul în favoarea unei boboace mai pricepute. Ei au ajuns la concluzia că subconștientul lui Helen a rezolvat problema producându-i o zvâcnire dureroasă la picior, ceea ce a permis de asemenea să fie scuzată de la cursurile ei de dans mult detestate. Posedarea Lundun din 1632 Unul din cele mai faimoase cazuri de isterie în masă din istoria Franței s-a petrecut, după cum ați putut ghici, într-o mănăstire plină de călugărițe. Prezupusele posedări din Ludun au început în 1632. Călugărițele din Ordinul Religios al Ursulinelor au susținut că parohul și directorul lor religios, Urban Grandier, a ordonat demonilor să le posede pentru a le face mai flexibile la deschiderile sale sexuale. Exorcismele care au rezultat ale călugărițelor și procesul lui Grandier au devenit atât de senzaționale încât mii de oameni au participat adesea la proces. Evenimentele au atras chiar atenția regelui Ludovic al XIII-lea și al cardinalului Richelieu. Doar mai târziu, grandia a fost găsit vinovat și condamnat la moarte prin ardere. Justiția a făcut dreptate, nu? De fapt, posedarea în sine era doar un complot bine calculat, conceput pentru a-l dobori pe grandie de pe poziția sa înaltă. Preotul, care era într-adevăr frumos, și-a dobândit mulți dușmani de-a lungul mandatului său la Ludon, fie pentru comportamentul său arrogant, stilul de viață libertin, fie pentru relațiile suspecte cu femei. Printre oponenții săi s-au numărat și alți preoți și episcopi care au văzut cazul ca prilejul perfect pentru a-l discredita pe grandie. Șefa maicilor, Jean de a valorificat și ea atenția pentru a-și continua propria carieră în mănăstire, chiar și interesul regal pentru acest caz a avut nuanțe politice. Oricare ar fi motivul exact, moartea lui Grandier nu a oprit posedările care au continuat până în 1637, devenind o atracție hilară. Sperietura legată de Coca-Cola contaminată în 1999 cea mai serioasă amenințare la adresa monopolului Coca-Cola asupra Europei a început în iunie 99, când se spunea că peste 100 de studenți din Belgia s-au îmbolnăvit după ce au băut sucul. Investigația ulterioară, cuplată cu o manipulare a presiei, a costat în cele din urmă compania 200 de milioane de dolari și o interdicție de câteva zile în alte țări europene. În timp ce examinarea loturilor contaminate a arătat o ușoară contaminare, doi oameni de știință belgieni au speculat că produsele contaminate au avut o cantitate prea mică a acestor substanțe pentru pentru a provoca daune reale. Pentru ei, incidentul a fost în mare parte un caz de isterie în masă, alimentat parțial de o frică anterioară a bolii vacii nebune și a produselor animale contaminate cu dioxină. O investigație separată a Consiliului Superior de Igienă din Belgia în martie 2000 a coroborat aceste afirmații și a afirmat că majoritatea victimelor au suferit o boală psihogenă în masă. Mâncărimea Bin Laden Într-o perioadă cuprinsă între octombrie 2001 și 2002, mii de elevi cu vârste până la 12 ani au fost afectați de o erupție cutanată care a apărut fără o cauză cunoscută. Erupția a durat de la câteva ore până la două săptămâni și apoi dispărea la fel de misterios cum apărea. În lumina atacurilor de la 11 septembrie și a sperieturii legate de boala antrax, a fost acesta un caz de succes de bioterorism? Pentru a răspunde la această întrebare, da și nu. În timp ce erupții cutanate au rămas întotdeauna endemice în școli, Temerile de un atac bioterorist din partea lui Bin Laden i-au făcut pe elevi să acorde mai multă atenție pielii și, de asemenea, le-au determinat pe asistentele școlare să raporteze un număr mai mare de cazuri decât de obicei. Oficialii centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor au remarcat, de asemenea, că unii elevi și-au frecat în mod deliberat șmirghel pe piele în încercarea de a închide o școală. Așa numita mâncărime de Bin Laden, deși în cele din urmă inexistentă, a avut un succes în a stârni o isterie în masă. Panica de sarcină fantomă o formă extrem de rară de isterie în masă a cuprins pacienții unei secții de psihiatrie din Londra la începutul anilor 1970. A început când o fată de 17 ani pe nume Louise le-a spus colegilor săi pacienți că așteaptă un copil. Acest lucru a fost desigur fals. Înainte de admiterea ei, Luiza a avut o istorie de comportament de căutare atenției și a trăit un stil de viață foarte ciudat. Starea ei s-a înrăutățit doar după ce a aflat despre sarcina celei mai bune prietene și despre moartea ulterioară după naștere. Experiența traumatizantă, au concluzionat experții, a condus-o să experimenteze simptome de sarcină fantomă. Fie ca o teamă personală masivă cauzată de consecințele sexului neprotejat, fie ca o formă de identificare cu cea mai bună prietena ei decedată. Oricum ar fi, personalitatea incredibil de convingătoare a lui Luis a fost suficientă pentru a declanșa o panică de sarcină în rândul celorlalte paciente. La câteva zile după ce Luis și-a dezvăluit presupusa ei sarcină, alte paciente. Alte paciente s-au temut că și ele ar putea fi însărcinate și au provocat un zgomot puternic în salon. Numai prin asigurarea constantă că nu au fost niciodată însărcinate, în primul rând, femeile s-au calmat în sfârșit. Oricât de mult ne-ar plăcea tuturor să credem că suntem prea deștepți pentru ca așa ceva să ni se întâmple, rețineți că de multe ori acest tip de isterie în masă determină corpul nostru să simtă efectiv efectele pe care le simt și alții, cum ar fi teamă sau frică creierul își dă seama. Toți cei din jurul tău sunt speriați, de ce nu ar trebui să fii și tu la fel? Astfel, aceste cazuri de isterie în masă chiar pot fi periculoase și pot conduce la lucruri irreversibile. Iraționalitatea acționează constant în aceste situații. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!